Mă, Stivene, ia să vezi tu viața adevărat. Acum să vezi. Marcel, bacă fetele. Hai. Intrați, fetele. Așa. Hai, cu curaj. Stai jos. Firma noastră dă încredere, se ocupă cu plasatul persoanelor, dă încredere la locuri de muncă cinstite în Franța, la Paris. Și de-aia v-am chemat ca să-mi spuneți ce necazuri aveți. Și dacă văd că sunteți dă încredere, sufletul meu e cu voi. Eu? Așa. Eu sunt din Moldova. Tata meu e un bețiv nenorocit. Și când avea bani, se îmbăta în fiecare zi. Pe mama o bătea și pe mine și pe frații mei ni scotea afară să dormim cu câinii. Auzi, auzi, auzi. Acum a murit. Am scăpat. Auzi. Dar pe mama a lovit-o o mașină pe stradă și acum e paralizat. Aul. Hai, dă-mi niște, dă-mi niște. Bine. Și ce știi ca să faci? Orice, numai ca mama și frații mei să aibă și să mănânci. Adică menajeră, nu? De exemplu, chelneriță, ospătăriță, așa. Bine, bine. Franțește, știi? Nu. Nu e problemă. Și matale? La mine e altă poveste. Un unchi m-a violat și am rămas gravidă. Pofila. Când a aflat mama mea, m-a alungat din casă și m-a făcut curvă, că am făcut-o de rușine. Am născut și statul îmi crește copilul până la 3 ani, când sper că voi avea bani, banii mei câștigați și o casă pentru el. Bine. Am înțeles. Și tot așa? Da. Chelneriță, menajeriță, noi avem și contracte artistice, dacă... Ia ridică-te picioare. Așa, așa, așa. Uite, vezi, poate că... Ia întoarce-te. Hai, așa, așa, așa. Dacă știi să cânti ceva... Nu, nu prea știu să cânt. Sau poate să dansezi, ha? Ia desfă-te la fulară. Așa. Hai să văd puțin cruciulizație. Așa, așa, așa. E foarte bine, e foarte bine. Bine, hai. Franțuzește, știi? Nu prea. Nu e problemă. Și tu? Eu sunt din București. Sunt studentă la istorie. Studentă? Bravo, bravo, bravo. Dar nu mai pot să studiez. Trebuie să muncesc. Eu și sora mea suntem singure de lume. Rămâi singure. Și anul trecut am aflat că are cancer la sân. Am operat-o. Am vândut casa să o salvez. Am rămas pe drum. Nu mai avem din ce. Mai avem cu ce. Mai avem mâncare. Stăm la mila vecinilor și... suntem singure. E greu. Am căutat de lucru aici, dar... Te rog frumos, oprește-te, te rog frumos. Franțuzește, știi? Puțin. Foarte bine. Iertați-mă puțin, fetele. Fetele tale. Sunt impresionat. Rău de tot. Rău de tot. Eu... sunt un om care a trecut în viață
Am pățit multe chestii, dar eu ce am auzit de la voi? Bă, țara asta, nu există respectul pentru tine, bă. Eu iubesc tine. Eu iubesc că e viitorul. Ei. Înțelegeți? Și de-aia, uite, sufletul meu e cu voi. Eu am încredere în toate. Ca să vă trimit la Paris. Să faceți acolo o carieră, dă o slujbă. Dacă nu știți franceză, nu e problemă. Dacă știți franceză, foarte bine. Care aveți carte de muncă? Foarte bine. Care nu? Noi vă facem carte de muncă. Marcel, măi, te ocup de actele fetelor, da? Da, și voi o să trebuiască să semnați niște hârtii, da? Niște formularități. Și cu asta mergeți cu Dumnezeu, fetelor. Hai, vă pup, mă. Și să nu mulțumiți acum. Vă pup. Să mulțumiți când o să vă întoarceți, mă, de la Paris. Mai prospere și mai frumoase și mai... mai... Bă, să ai grijă, Marcele, cu ele, da? Asta-i fetele tale, e ochii tăi din cap, da? Bine, bine, mă. Vă pup. Vă pup. Impresionat, eu nu știu. Asta nu treabă niciuna. Unde se duc? Ce fac? Ce fac acolo? Dacă e gâște proaste, semnează, ce să le faci? Să știi că un li are ștofă de curve, mă. Studenta aia care ai văzut-o are ștofă de curvă de lux. Aia a plâns. Pe aia tot curvă face? Nu, o face bebeleotecară. Ce dracu, mă, pui așa sentiment? Ce dracu? Dacă vrei să faci carieră cu curvilii, trebuie să vii ca cravata mea, mă. Băț! Un patron. Nu merge. Ce nu merge, mă? Văzut, tu nu m-a avut teric la inimă. Bă, teric? Păi, tu te-ai din la cap? Ia zi. Tot ziua, mon patron, stat buș-a-buș cu pușcăriaș. Bă, nu vorbi așa, bă. E generica meu, ce drept? Ce, tu n-ai fost la pușcărie? Ha? Să știi că este un băiat sensibil. Da. Și eu îl fac mare. Ce ai, mă? Ce ai? Vreau plecat. Poate tot pierdut dacă a plecat. Dar nu mă pot. Nu mă pot rezist. Sufoc. Stat aici. Tări! Tu încerci să iau mâna după tine? Răspunde. Te las să mai te gândești. Teri, ți-ai revenit? Oui, patron. Je m'excuse. Nu vrut, dar un nebunit ești. Știu, mă. Un nebunit. Știu, mă, știu. Că ești tânăr și pierde sângele tine. Așa e. Că să stai închis aici. Hai să te fac o tablă. Hai. Pierde sângele în tine. Vai de capul meu. Bă, nici păsărica din colivie nu mai cântă cucu. Dar să știi că te eliberez. Gata. Când? E o chestiune de puțin timp. A făcut Venusul niște scheme, s-a curățit. Acum trebuie mai trece câteva ore. Curățit dosar? Curățit bine. M-a costat ceva, dar merită. Cât e acolo? 4-2. Nu. 4-2. Nu vrut. Ce-ai vrut? Oprit bani din salariul meu. Cum să-ți opresc, bă, din salariul tău? Da, cum să? Păi tu ești copilul meu, cum să-ți opresc din salariul?
Terry nu copil. Cum nu copil? Steven, copil. Văzut cum jucat cărți mă patron cu Steven. Plâns. De ce, Terry? Pentru că state nu m-a iubit Terry. Bă, tâmpitule, ce ești! Bă, tâmpitule, ce ești, bă, Terica, bă! Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye, bye!